Voluntarii de la Crucea Roșie Vâlcea au ieșit din nou în stradă pentru a desfășura o campanie de verificare a tensiunii și a glicemiei. Timp de mai multe ore, cei care au traversat centrul municipiului au avut ocazia de a fi consultați gratuit, fiind instruiți totodată în acordarea primului ajutor. Aflăm în centrul orașului Râmnicu Vâlcea, unde, împreună cu voluntarii Crucii Roșii ai filialei din Vâlcea, facem determinări de glicemie, măsurări de tensiune și demonstrații de prim ajutor pentru cei mari, pentru cei mici. Scopul este acela de a conștientiza faptul că sănătatea noastră a tuturor este cel mai important lucru, este un lucru pe care îl moștenim și e bine să-l îngrijim, să-l păstrăm cât mai mult alături de noi. Cum? Prin determinări periodice, prin conștientizare și prin participare la cât mai multe acțiuni, pentru că viața pe care o derulăm este una din ce în ce mai statică și e bine să ne implicăm în cât mai multe acțiuni cu mișcare. La această acțiune a luat parte și deputatul social-democrat Romeo Rădulescu. Vreau să felicit filiala Vâlcea a Crucii Roșii România pentru ceea ce reușește să facă. Sunt foarte activi și mă bucur că reușesc să aducă oarecum un plus celor care vor să-și verifice gratuit glicemia și tensiunea arterială. Aceste acțiuni au fost și înainte și mă bucur că ele continuă și pentru asta vreau să-i felicit. Cursurile de prim ajutor desfășurate de Crucea Roșie Română au acoperire națională și certificare europeană. În cursul anului 2015, Crucea Roșie Română a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituții și persoane fizice, asigurând cursuri de prim ajutor de bază unui număr de aproximativ 35.000 de persoane.